Bun găsit, domnilor și domnilor, este zi de meci, un meci mare pentru Rapid București în Liga Campionilor, sferturile de finală. Rapidul întâlnește dubla câștigătoare a Ligii Campionilor, Vipers, Kristiansand, campioana Norvegiei, și își urmează visul de a merge în Final Four-ul de la Budapesta. Practic, pentru Rapid, acest adversar, Vipers, este ultimul în calea spre a merge în elita handbalului european. Rapid, echipă neînvinsă pe teren propriu, 10 victorii, un rezultat de egalitate până în acest moment. Alături de suporteri, acest tot unitar încearcă o nouă surpriză în sala unde au îngenunchiat pe rând Esbjerg, Gior sau Krim Ljubljana în optimile de finală. Un nou meci cu casa închisă, dar cu inimile deschise pentru rapidiști. Fanii Vișinii au fost și sperăm să fie și cu Vipers al 8-lea jucător. Și că vorbeam de al 8-lea jucător, iată și coreografia, scenografia superbă pusă la cale de fanii rapidiști pentru această partidă. Un cadou primit din partea jucătoarelui Rasmussen. Suntem Ion Cațichi și Severin Călinescu. Vom asculta pentru ultima oară, pentru Rapid cel puțin, imnul Ligii Campionilor, pentru că dacă va merge mai departe următoarea dată când fetele de la Rapid, minunatele fete de la Rapid, vor asculta imnul Ligii Campionilor, va fi la Budapesta în Final Four. Creează fanii Rapidului o atmosferă senzațională și pentru acest meci, ultimul pe teren propriu pe care Rapidul îl joacă în această ediție a Ligii Campionilor. Să sperăm într-o nouă victorie, într-o evoluție minunată a handbalistelor de la Rapid. De altfel, Kim Rasmussen, antrenorul rapidistelor, spunea că cele de la Vipers nu sunt pregătite pentru o astfel de atmosferă, pentru că nu joacă în campionat într-o astfel de atmosferă, iar suporterii s-ar putea să să le toarne plumb, dacă ar fi să folosim un clișeu, și să înlesnească o victorie a Rapidului. Dar cine, Severin, a fost pregătit pentru astfel de atmosferă în acest sezon? Spune și tu despre parcursul ce a atins spre perfecțiune a Rapidului pe teren propriu în fața acestor fani într-un sezon al Ligii Campionilor în care Rapid cu siguranță și-a depășit condiția. Kim Rasmussen nu considera această dublă cu Vipers drept principalul meci, principala dublă din actualul sezon al Ligii Campionilor, ci partida precedentă, jucată împotriva celor de la Krim Ljubljana, cu acea revenire superbă din returul disputat în această sală. Iată super echipa lui Vipers, Kristiansand, care a câștigat Liga Campionilor în 2021 și 2022, Borgerson și legendara Catrine Lunde, cei doi portari, jucătoare de semicerc, Sersia Andersen, Dalum Roberts, Vade, Via Hireva, o jucătoare genială, Heve Jezic, Hesselberg, Ciapcet, Valedal, Naes, Nedlikova și Marketa Jerapkova, considerată de mulți cea mai bună jucătoare din lume la ora actuală. Rapidul n-are nicio absență. Ciucă și Șandru, cei doi portari, apoi Buceschi, Casoma, Perianu, Lopez, Gutierrez, Corșoș, Canor, Ostase, Fernandez, Sazenaide, Hernandez, Badea, Polman și Grozav. Putem spune că surprinde absența portarului Capitanovic, preferate cele două portărițe din România, de Șandru și Ciucă, pentru acest duel care începe cu Vipers construind primul atac din această dublă manșă
Ierapcova, conducătoare de joc la această fază, Viahireva, Inter dreapta, Yamina Roberts, Inter stânga, Gnedlikova și Niles, cei doi Inter pivot. Este o jucătoare nou venită, Katarina Ježić, care a mai jucat împotriva Rapidului pentru când evolua la Castamonu. Prima intervenție a Denisei Dedu Șandru, va fi aruncare de la 7 metri. Arbitrele întâlnirii sunt din Muntenegru, Elena Vujacic și Angelina Cazanegra. Să nu uităm că de la ora 17 în direct pe Digisport 4, CSM București va juca în deplasare la Esbjerg în aceeași fază a competiției, sferturile de finală. Primul gol al meciului marcat de Ierapcova din 7 metri. Se apropie și Ierapcova cu pașii repezi spre grupul jucătoarelor ce au peste 100 de goluri marcate în actuala ediție a Ligii Campionilor. Are 96 în acest moment. Neagu este în acest top select alături de liderul Raistad și de Kluiber de la Ferencváros. Rapid pe primul atac în acest meci, acompaniat acest atac de galeria rapidistă Polman. Polman întoarce pentru Bucescu. Bucescu a încercat să joace pentru Canoro, preferă tot pe Polman. Polman întoarce pentru Bucescu. Superbă depășire dată de Bucescu la Ježić, dar din păcate nu vine primul gol rapidist în acest minut 2. Rapid va avea din nou atacul pentru că au ratat contraatacul jucătoarele lui Vipers. Canor, Polman se simte din ce în ce mai bine la Rapid. Pas în dreapta, gol! Marcat de Marta Lopez! Primul gol al Rapidului venit de pe extrem, un post deficitar numai departe de turul cu Rapid. Ne-au dezamăgit componentele acestei poziții. Acum însă, iată pe Marta Lopez înscriind primul gol rapidist. Primul meci mare al Rapidului pe teren propriu a fost împotriva danezelor de la Esbjerg, considerate de Kim Rasmussen Esbjerg cea mai bună echipă din Europa. Esbjerg, spuneam, va juca împotriva CSM-ului. Acum aruncare de la 9 metri pentru Vipers. Rapcova, Viahireva, principalul pericol al lui Vipers. Kim Rasmussen spunea acest lucru. Roberts, o jucătoare foarte creativă și ea. Roberts din nou a combinat mai devreme cu Viahireva, dar cea care înscrie este din nou Ierapcova. Aplaudată Ierapcova de către Viechstad, actualul antrenor de la Vipers. Un Vipers care pregătește diferite schimbări, atât pe teren cât și pe banca tehnică, dar și la nivelul conducerii clubului, încercând să păstreze această linie ce a atins spre perfecțiune în ultimele două sezoane din Liga Campionilor, două trofee câștigate. Polman împins mai devreme puțin, rămâne Rapidul în posesie cu această aruncare de la 9 metri. O vedem pe pivot la Rapid, pe Albertina Casoma, un handbalistă, o handbalistă înaltă, aruncat mai devreme Polman. Și prima intervenție, dacă mi-aduc bine aminte, a marele Caterina Lunge în partea Vipers. În acest sezon Vipers a câștigat 4 meciuri în deplasare, un egal și 2 înfrângeri, una dintre ele suferită tot aici, în polivalentă, împotriva CSM-ului. Extraordinară parada Denisei Șandru. Atac rapid al Rapidului, iată pe Polman pentru Casoma, gâșire duelul și marchează Albertina Casoma. 4 goluri marcate de Casoma în dubla cu Crim, adus înaintea acelei duble pentru a doua perioadă petrecută sub Grant. Gol marcat de Vipers. A înscris Naes, o jucătoare de 29 de ani, ce a făcut destul de curând joacțiunea cu lotul Norvegiei. Are aurul european câștigat în 2022. Este o dublă a detaliilor, cu siguranță, pentru că returul va avea loc săptămâna viitoare la Kristiansand în Norvegia. Acum Orlan Canor combină cu Elisa Bucescu, tot pentru Casoma, care scapă mingea. Contraataca lui Vipers, aceeași Naes reușește să marcheze. Pentru prima oară Vipers are 2 goluri în fața Rapidului.
31 de reușită pentru Sunivan AS din 2017, joacă pentru Vipers, 29 de ani pentru această jucătoare care evident are cele două ligele campionilor alături de Vipers trecute în cont. Minutul 6 al partidei, Vipers conduce cu 4-2. Evident, nimeni nu se aștepta la o partidă ușoară împotriva acestei formații ce domină în ultimele două sezoane cea mai importantă competiție între cluburi din handbalul feminin. Jezic a fost jucătoarea care a faultat mai devreme. Jezic a fost transferată de la Castamonu pentru că Ana Debelici a rămas însăcinată. Gol marcat de Marta Lopez. 4-3. Mână sigură Iberica, ceea ce contează foarte mult ca și soluție în atacul lui Kim Rasmussen. Da, nu trebuie să aibă frică jucătoarele Rapidului pentru că au în față unul din cei mai buni portari din toate timpurile. Catrine Lund a ajuns la 43 de ani, nu n-ar ajunge jumătate de meci pentru a-i spune palmaresul. Un portar fantastic, o atitudine incredibilă are Catrine Lund. Nu se gândește să se retragă. Acum în acțiune, Anina Robert continuă, se apără bine rapidistele, aruncare de la 9 metri. Viachireva foarte bine blocată până în acest moment, așa cum spuneai și tu. Kim Rasmussen spunea că Via Hireva este principalul pericol și le trecea în plan secund pe Ierapcova sau pe Yamina Roberts. Aruncare de la 7 metri pentru Vipers. Via Hireva, o jucătoare extrem, extrem de inteligentă, o jucătoare care se află la prima ieșire din Rusia. Un transfer destul de delicat pentru Vipers, ținând cont de situația existentă în Ucraina cu implicații în Rusia. Gol marcat de la 7 metri de către Ierapcova. Da, Viahireva a fost împrumutată pentru a juca în continuare în Liga Campionilor. Să vedem cât va dura acest împrumut. Împrumutul va fi prelungit pentru că se sunt din vară, da. Evident, situația echipelor din Rusia nu se va rezolva, din păcate, prea curând. Polman. Polman așteaptă Canor, pasă ce se ducea către aceeași Casoma. Prin înălțimea sa sunt vindicate aceste lansări cam basket la înălțime. Ierapcova, jucătoarea eliminată, numai puțin de 20 de goluri a dat împotriva CSM-ului în dubla dispută din grupe. Vipers a câștigat acasă cu 35-29. În polivalentă, spuneam, Vipers a suferit una din cele două înfrângeri. Acum Canor aruncă în bara transversală, recuperează Eliza Buceschi. O goluri distanță are Vipers în acest minut 8. Rapidul atacă în superioritate. Canor pasă până pe extremă și gol înscris de Jennifer Gutierrez. L-am văzut pe Gheckstad făcând semn către arbitre că a făcut pași Gutierrez. Cam așa a fost, dar e important că golul vine în dreptul Rapidului. Sunt greșeli de arbitraj, fără doar și poate. Vor fi și în meciul retur cu siguranță. Dacă mi-aduc bine aminte, 3 din 4 goluri la Rapid venite de pe extremă. 2 Marta Lopez, unul Gutierrez. Foarte multe personalități prezente în sala polivalentă. Am văzut-o pe Felicia Filip Adineaur, l-am văzut și pe Dan Alexa, fostul jucător și antrenor al Rapidului. Nu știu dacă sunt componenții echipei de fotbal care mâine joacă cu CFR, probabil că nu. Aruncare de la 9 metri pentru Vipers, 5-4, a scos portarul Gheckstad. Vedem dacă Rapidul va reuși să scape de pericolul acestui atac. Roberts, ia o jucătoare care are destule soluții la îndemână. A fost o pasă care cât pe ce să fie recuperată de rapidiste. Viahireva, aceeași iuțime în mișcare pentru Ana Viahireva. Palmares bogat, în special la nivel de echipă națională, aruncare peste Ana Viahireva. Mai rare golurile marcate de Ana Viahireva din săritură de la 9 metri. În ceea ce privește pe Roberts, ea a fost aproape de a veni la Rapid. S-a transferat însă la Vipers de la Savehov. Atac al Rapidului. Canor, foarte bine, o vede pe Marta Lopez. Apără, din păcate, Catrine Lunde. A doua intervenție din meci pentru Lunde. În acest minut 9 rămâne Vipers la +1 pe tabelă.
Iachireva, Nedlikova. De regulă știi să te orientezi în funcție de portar, pe unde să-i dai, pe unde ia mai multe goluri. Ei bine, Lunde nu are cusuri din acest punct de vedere. O ajută foarte mult și experiența. Picior, aproape picior mi s-a părut la Ježić, dar golul este valabil. Ježić a venit în România ca adversară. Va reveni în România din vară, ca jucătoare la Dunărea Brăila. 7 metri, rapid. A mai jucat și la HM Baia Mare, Catarina Ježić. Amina Roberts primește eliminare de 2 minute. Va fi aruncare de la 7 metri pentru Rapid. Mai întâi Ierapcova, acum Roberts, cele două jucătoare de la Vipers care au primit eliminări. Sorina Grozav vine de pe bancă pentru a executa aruncarea de la 7 metri. E important să intre prima aruncare în fața Catrinei Lunde. Gol marcat de Sorina Grozav de la 7 metri. 20 de ani diferență între Sorina Tărcă și Catrine Lunde. E posibil Catrine Lunde, pe când termina junioratul, să o fi întâlnit, să fi jucat și împotriva Marianei Tărcă. A lăsat câteva generații în urmă Catrine Lunde. Catrine Lunde ambiționată se prindă turneul olimpic de la Paris. Este principalul său obiectiv la nivel de echipă națională. Nedlikova înscrie de pe extremă, fosta jucătoare a Giorului, o handbalistă cehă ce și a trecut în palmares 5 ligi ale campionilor în ultimii 6 ani, dacă e să completezi. Iată pe Polman, aruncă în blocajul marchetei Rapcova și din păcate Rapidul ratează în superioritate. Dar 5 ligi ale campionilor, 3 cu Ghior, 2 cu Vipers, spuneam în ultimii 6 ani. De altfel, Vipers, după ce a pierdut finala Cupei HF în 2018 împotriva lui SCM Craiova, a început să cam bată tot. 2018, anul ultimei prezențe a unei echipe românești în Final Four-ul de la Budapesta. CSM era prezent de atunci la Budapesta. O aruncare pe întors mai devreme, o soluție bine gândită de către o vedem în cadru acum pe cea care a scris Valedal. O jucătoare foarte valoroasă care va pleca împreună cu antrenorul Gekstad la Odense în Danemarca. Bucheschi în acțiune. Depășire frumoasă! Gol marcat de Eliza Bucheschi! Ne apropiem cu pași repede de jumătatea primei reprize. Plus 2 pentru Vipers. Bucheschi și Grozav, cele mai bune marcatoare ale Rapidului în Liga Campionilor, câte 60 de goluri fiecare. De partea cealaltă, Ierapcova, patra golgheter, așa cum spuneai și tu, a Ligii Campionilor, numai puțin de 95 de goluri marcate, va atinge 100 aici, în polivalentă. Valedal reușește o depășire și marchează din nou jucătoare care a evoluat și ea și evoluează în continuare în naționala Norvegiei. Da, a jucat un singur meci la Europeanul din 2022, suficient pentru a-și trece în palmares titlul european. Vicecampioană mondială de tineret în 2018, această Ranghild Valedal. A intrat Lorena Ostase pentru prima oară pe pivot la Rapid. Polman în centru. Încrucișează cu Bucheschi. Canor, Polman, ajuns în interdreapta. Canor, Bucheschi. Bucheschi faultată de Silie Vade. Aruncare de la 9 metri pentru Rapid. 3 goluri de recuperat pentru fosta deja campioana României, pentru că între timp CSM București a reușit să câștige matematic titlul în sezonul 2022-2023. Bucheschi a fost faultată, după părerea mea. Cele două arbitre au lăsat jocul să continue. Se retrage Bucheschi, dar este contraatac și gol extraordinar. Diana Ciucă a intrat în poartă cu o paradă reușită în fața lui Ježić. Excelent! În jocul pe semicercul advers, Bucheschi așteaptă Polman. Schimbare de pivot. Un pivot care are alte caracteristici față de Casona. Dar golul vine de la Canor.
una dintre puținele jucătoare de la Rapid care știu ce înseamnă un Final Four. L-a simțit pe vremea când juca la Metz. Un Metz care a făcut un pas foarte mare în a ajunge în Final Four-ul din acest sezon după victoria obținută pe terenul lui Ferencvaros la 6 goluri diferență. În celălalt sfert de finală care s-a jucat ieri, Gheorghe a reușit să revină în Danemarca la Odense, a câștigat cu 29-27 Odense, spuneam, viitoarea echipă a lui Oleg Gustav Gekstad, a reușit să marcheze primul său gol, Ana Via Hireva. Și să te contrazic, am scris de la distanță. Da, dar tot pe culoar. Da. Ceva mai devreme n-a avut nicio șansă atunci când s-a înălțat, dar e o jucătoare cu o statură mică, 1,68 m, are Ana Via Hireva. Compensează însă cu agilitate incredibilă. A intrat pentru prima oară în Inter dreapta Zenaide Carlos. Și a Zinaide Carlos, o întărire a Rapidului înainte de dubla cu prim pe lângă poartă, aruncare de mai devreme a Francis Zoicei Canor și lob pus perfect mai devreme către Naes. Suniva Naes are 26 de ani, joacă la Vipers din 2017, a venit de la Gerpen, are 10 selecții naționale a Norvegiei, însă după cum vedem, e mână sigură. Acum Gutierrez pleacă în circulație, transformă al doilea pivot, încearcă să-i facă culoarea lui Zenaide Carlos. Lopez, Duceschi, Anor. A strâns puțin rândurile jucătorile de la Vipers în încercarea de a se apăra la extreme. S-au descurcat bine rapidistele pe aceste posturi în startul meciului. Primul timeout din meci cerut. Printre multe alte caracteristici pentru această super echipă care este Vipers, Christian Sand, apărarea este una foarte, pentru că doar așa câștigi tropele. Iată-l pe Rasmussen. We need to keep making it wide to create the room like we did in the beginning. Every time in the beginning we found good spaces. So make sure that we keep it wide up there. Okay? We have the up. Va fi cu adevărat un super match live. Bucură-te de super fotbal. Superbet, go super. Okay, because they go closer together. So we need that. Hey, we need to be a little more ready to go back. Hey, they really take this every time we shoot and wings are going. So they come, hey, a little closer in defense when they come. Push up and make tackle, okay? Let's go. Sala, o singură voce, o singură inimă în acest moment. Hai Rapid, hai, trebuie să își revină fetele antrenate de Kim Rasmussen, cel care l-a înlocuit pe Carlos Viver. Acum Buceschi continuă cu Marta Lopez, Canor, Carlos, Canor, Carlos, n-au reușit rapidiste. Prima fază, gol! Marcat de o stase extraordinar pus în valoare de Eliza Buceschi. Fază bine, bine pusă în teren după time-out-ul cerut de Rasmussen. 8-11, un gol foarte, foarte important. Vipers se detașase pe tabelă în acest minut 17. Avea nevoie Rapidul de un gol, avea nevoie Rapidul de încurajările din tribune într-o perioadă delicată din această dublă manșă cu deținătoarea Ligii Campionilor. Da, în sezonul trecut Vipers a învins în finală pe Gheorghe cu 33-31, iar în urmă cu două sezoane 34-28 în finala cu Gred. Da, a scos Ciucă mai devreme, dar vor repune nordicele de la colțul terenului. Scoate din nou Ciucă și a încercat o lansare pentru Ostase, plecată spre semicircul lui Lunde. Nu a mai ajuns mingea la destinație. Scapă Vipers, fără gol. C
ceva mai devreme arătat ieri Apcova, are o aruncare extraordinară, o maschează foarte bine, foarte greu își dau seama portarii unde va arunca marcheta ieri Apcova. Ceva mai devreme n-a fost însă cea mai bună aruncare, pentru că a aruncat cumva pe direcția portarului. Acum Viachireva ieri Apcova încearcă angajarea pivotului, ratează atacul, cele de la Vipers, contraatac pentru Rapid, Eliza Buceschi pentru Canor, vine Carlos la susținere, Azenaide Carlos se reorganizează jucătoarele Rapidului pentru atacul pozițional. E bine, e bine, ceva mai devreme nu le-a ieșit contraatacul rapidistelor și acum poziționalul care poate aduce un nou gol. A încercat și a reușit apărarea rapidistă mai devreme să forțeze un cadou din partea lui Vipers. Rasmussen anunța înainte a acestei partide că nu vor veni cadouri din partea adversarilor și fiecare lucru bun din acest meci trebuie obținut cu foarte multă atenție. Atac al Rapidului, de o sta să se întoarce, însă culoarul i-a fost închis acolo de Ciapcet, ajutată de Viachireva, foarte care se și resimte la foarte atentă în apărare. Viachireva acum amenințare de joc pasiv, Canor continuă pentru Carlos, trebuie să arunce la poartă acum Canor și se fluieră pasivul. Intrăm în ultimele 10 minute. Viachireva a întors pentru Ierapcova. Ierapcova faultată de Canor. Eliminată a fost Canor, ce a eliminat și Marta Lopez. Da, un atac din lateral sancționat de cele două arbitre din Muntenegru, Vujačić și Casa Negra. Prima eliminare pe care o primește jucătoarea Rapidului. Să vedem cum va aborda Rapidul această inferioritate. Deocamdată trebuie să facă fața acestui atac și scapă fără gol. Semicerc mai devreme, așa cum spuneai și tu. N-a fost cea mai bună colaborare între Ierapcova și Viachireva. Două super jucătoare. În extrema dreaptă a intrat Alexandra Badea, pentru că Lopez a fost eliminată. Anor, Ceschi, Zenaide, prin contact cu mingea mai devreme, Alexandra Badea. Badea din nou, Zenaide, întoarce pentru Canor. Râmbinse Canor acolo de Ciapcet, recuperează Vipers și spre al 12-lea gol pe care Ușurință reușește să îl înscrie Ierapcova. Golul 99, nu, în Liga Campionilor, marcat de Marcheta Ierapcova, a fost jucătoare la MOS. Da, nu mi-aduc aminte să venim de un sezon în care 4 jucători să depășească totalul de 100 de goluri marcate într-un sezon al Ligii Campionilor. Au mai fost 3 la finalul lui 2022, atunci Neagu era pe primul loc cu 110 reușite, o reușită vine și pe poarta lui. Lunde a înscris mai devreme, o stase 9 la 12, 9 minute până la pauză, chiar Hireva pentru Rapcova. Gol important al Rapidului, marcat în inferioritate. Sigur, dacă e să judecăm după coreografia pregătită de fani, Rapidul n-a fost mai devreme în inferioritate, pentru că suporterii, dacă nu sunt al 8-lea, sunt al 7-lea jucător atunci când echipa are o eliminare. Da, spuneam și la început de meci, a jucat Rapidul acasă în superioritate numerică pe tot parcursul acestui sezon al Ligii Campionilor. Atmosferă superbă, așa cum a fost o atmosferă frumoasă și la meciurile CSM-ului și la meciurile Dinamoviștilor. Din păcate, atmosfera de la cele trei partide are un punct comun, sala polivalentă, singura opțiune pe care Bucureștiul o oferă pentru astfel de competiții de elită. Se grăbește acum Zenaide Carlos, a aruncat peste poartă, aproape să recupereze rapidistele. Acum jucătoarea din Spania, Ciapce, dar Ciucă are o intervenție fantastică în fața Ianei Nedlikova. Adună intervențiile Ciucă în poarta Rapidului. 22 de ani pentru Diana Ciucă, campioana României cu Vâlcea și Rapid. Pentru prima oară intră în atacul Rapidului Sorina Grozav în interstânga. Ea mai intrat doar pentru a executa singura aruncare de la 7 metri. Grozav, excelent pentru Osațe! Gol! Rapidul! Patru români
ajunge pe linia de șer, pe un atacul Rapidului la faza precedentă, încheiată cu gol și scoate Ciucă din nou. Ciucă s-a opus golului 100 marcat în acest sezon de Marcheta Irapcova. 8 minute până la pauză. Simt și fanii perioada bună pe care o traversează echipa lui Rasmussen. Nedlikova, cea mai bună jucătoare a Final Four-ului de la Budapesta în sezonul trecut. Buceschi, trebuie să fie o acțiune încheiată cu gol. Badea pleacă în circulație. Gaza! Două goluri au mai rămas între Rapid și Vipers în acest minut 23. Timeout. Extat. Rapidul a început seria meciurilor fabuloase pe teren propriu împotriva lui Mets. Atunci Rapidul a fost condusă la pauză cu 6 goluri, însă a revenit și a terminat la egalitate. A urmat meciul de la Mioveni, victoria uluitoare în fața lui Ezvie. Gustav Gekstad are 55 de ani, antrenează Vipers din 2018, a câștigat Liga Campionilor, evident, în ultimele două sezoane. A mai antrenat Larvik, cu care a jucat finala Ligii Campionilor în 2015, pierdută cu Budușnost, acolo unde strălucea Cristina Neagu. Stai și mă gândesc, Severin, ce revenire și-a făcut acest Gekstad. Să nu uităm, până să ajungă la Vipers, avea 3 ani de inactivitate, 3 sezoane de inactivitate. Un an va merge în Danemarca la Odense și va veni în locul lui, sau va rămâne Thomas Labati, actualul său secund. Viachire va obține aruncare de la 7 metri. Va executa tot Marcheta Irapcova. Foarte interesant, fratele Marchetei Irapcova, Jakub Jerabek, este hocheist și a câștigat Cupa Stanley cu Washington Capitals. Deci ambii copii, să spunem, ai familiei Irapcov, nu? Sau Jerabek. Joacă la un nivel foarte înalt. 14-11. A adunat Irapcova 100 de goluri după reușita de mai devreme de la 7 metri. A Zenaide pentru Buceschi. A încercat Buceschi să joace pe pivot pentru Casoma. Aici a fost fault. Aici a fost fault. Casoma, e adevărat, s-a lăsat puțin pe spate, dar a fost trasă. Gol marcat pe contraatac de Nedlikova. E meseria această jucătoare din Cehia, 33 de ani. O Cehie care, după ce a ratat turneul mondial, s-a calificat la campionatul european. Naționala Cehia, antrenată de Dal, de actualul antrenor de la Vâlcea. Revine pe teren Polman, Casoma. Buceschi, grozav în centru, Polman, grozav, nu poate arunca la poartă, a fost blocată de Ciapcet, o jucătoare tânără, doar 21 de ani, născută în Camerun. Merită de nicăieri această jucătoare, cum spune și tu, foarte tânără, dar are Liga Campionilor în palmares, câștigat în sezonul trecut, venit pe filiera Nerea Penia, pentru că da, încă este Penia la Vipers, deși a fost chinuită teribil de accidentări și este încă. Pasă la intercepție, dar a fost faultată Polman. Foarte simpatică la interviul dinaintea meciului. A fost întrebată dacă Rafael van der Vaart va fi în tribună. A spus că nu, este în Danemarca. Acum grozav, din păcate, aruncă pe lângă poartă. S-a dus din nou Vipers la 4 goluri cu 5 minute înainte de pauză. Da, și reporterul o întreba dacă nu cumva Van der Vaart se va duce la meciul CSM-ului, pentru că joacă tocmai la Eisberg, acolo unde stau cei doi. Ora 17, Digisport, da, 4. Da, zice, s-ar putea să meargă, dar mai degrabă nu este ușor să calce în acea sală. Se știe, n-a plecat în cele mai bune
condiții, 9 ani a stat Polman acolo. Așa e. Dar s-a certat cu Jesper Jensen, antrenorului Esbjerg. Acum Sorina Grozav continuă cu Bucheschi, nu iese pasa pentru Alexandra Badea, recuperează Naes. Foarte bună Naes în prima repriză. O jucătoare de calitate, o jucătoare care și-a demonstrat utilitatea atât la Vipers cât și la naționala Norvegiei, un național care și ea tinde spre perfecție. Iachireva la Rapkova, a pătruns Roberts și obține aruncare de la 7 metri. Spuneai mai devreme despre Roberts venit la Sabeholt. A avut un adevărat șoc atunci când a ajuns la Vipers, la echipa ce câștigase deja două ligi ale campionilor, pentru că a găsit o atmosferă foarte, foarte relaxată. Din nou e Rapkova, execută aruncarea de la 7 metri. N-a greșit până acum, față în față cu Denisa Dedușandru. Era apără, apără senzațional Șandru. A ghicit-o în sfârșit pe marcheta, e Rapkova. Poate fi începutul revenirii Rapidului. O revenire pe care am sperat că o trăim în urmă cu câteva minute. Vipers, prin experiența sa, a reușit să pună din nou 4 goluri între ea și adversară. Ne apropiem de pauză. Holman scapă din strânsoare ca Soma. Grozav. Grozav încearcă să treacă de Nedlikova. Faultată. Sorina Grozav. Polman, care a jucat extraordinar împotriva lui Krim în retur. Rapidul s-a calificat cu un gol în fața lui Krim Ljubljana. Acum Bucheschi, gol! No, de ce? De ce? De ce au întors cele două arbitre faza? Nu mi s-a părut ca Eliza Bucheschi a făcut pași, ar fi trebuit să lase în continuare mingea din Lunde, a intrat în poartă. Gol valabil, după părerea mea. În fine, aruncare de la 7 metri. Grozav va executa. În poarta lui Vipers a intrat Sophie Borjesson, o suedeză de 25 de ani și a venită de la Sävehof. Gol sigur marcat de Sorina Grozav. A reușit să o mică pe Lunde, a făcut-o mai devreme și în fața Borjesson. 12 la 15, 2 minute rămase de jucat din această primă repriză. Iachireva a căzut în urma contactului cu Korșoș. Da, Korșoș se apără la Iachireva, Sorina târcă în extrema stângă în apărare. E Rapkova, Korșoș, nu este picior, va fi out, iată-l și pe Gekstad. Iachireva. Rapkova, ce bine aveți această fază, dar ce bine apără și Ciucă. Omul Păianjen din poarta Rapidului, Diana Ciucă. Acum Roberts forțează, apără din nou Diana Ciucă. Da, spuneam mai spre începutul meciului că surprinde absența Ivanei Capitanović, dar se pare că a știut Kim Rasmussen ce face. Ježić înscrie un contraatac ce se putea termina destul de urât pentru că a căzut urât de acolo Ježić în contactul din alunecare cu Ciucă. S-a ferit, a avut istețimea necesară. Mare păcat că rapidistele au ratat faza de mai devreme după cele trei intervenții consecutive ale Dianei Ciucă. Prima la aruncarea de la 7 metri a marchetei Rapkova. Casoma cu Polman. Polman, nou pas, mingea sare prea mult din podea. Și Badea din nou nu este la capătul acestei pase. 4 goluri și atacul pentru Vipers în ultimul minut din prima repriză. O zi extrem de importantă pentru handbalul românesc. De la ora 17 CSM joacă în deplasare la Esbjerg. Tot astăzi România la masculin poate să-și rezolve calificarea la campionatul european. Are meci în deplasare cu Ucraina într-o partidă ce se joacă în Germania, însă la Gummersbach. Gol înscris din nou de pe extremă de Nedlikova. 12 la 17 este diferența maximă din meci. Aia rapidistele trebuie să se grăbească. Din nou pasă greșită a Sorinei Grozav. 3 secunde contraatac. Nedlikova reușește să marcheze și
18-12 conduce Vipers. Christiansen la pauză pe Rapid. E nevoie de ceva fenomenal în repriza a doua, de un joc mult mai exact al rapidistelor pentru a reveni. Tot cu 6 goluri au fost conduse și de Mes în primul meci de pe teren propriu din Liga Campionilor. Sperăm în continuare. Deocamdată pauză, revenim. Puține minute ne mai separă de startul de 30 secunde în meciul dintre Rapid și Vipers, sferturile de finală Liga Campionilor. Prima manșă 18-12 pentru deținătoarea trofeului Vipers, după o primă repriză în care această diferență de 6 goluri s-a construit spre final, atunci când Rapidul a avut o cădere destul de accentuată în joc, taxată prompt de această formație experimentată care este Vipers. Nu uitați, de la ora 17, cealaltă reprezentantă a României, CSM București, face un prim pas spre Final Four-ul de la Budapesta, în deplasarea de la SG. Partida este pe Digisport 4. Da, destul de multe greșeli făcute de jucătoarele rapidiste care s-au lovit de apărarea lui Vipers. Așa cum spuneam și în prima repriză, ca să câștigi trofee, și Vipers are două Ligi ale Campionilor câștigate la rând, trebuie să ai și o apărare foarte bună, puțin mai multă încredere și până la urmă acel clișeu care era pe buzele tuturor înaintea meciului. Rapidul nu are nimic de pierdut, trebuie să se vadă în repriza a doua. Chiar nu mai este nimic de pierdut. Rapidul a jucat excepțional până acum în Liga Campionilor. Sigur, e un adversar foarte puternic, Vipers Christiansen, dar în repriza a doua, Rapidul, alături de suporteri, sperăm că va reveni și va face manșa retur de săptămâna viitoare mai interesantă. Rapidul va avea aruncarea de începere. Polman în centru, Buceschi inter-dreapta, Canor inter-stânga, lângă ea este Gutierrez, în extrema dreaptă este Lopez și Albertina Casoma pivot. În poartă Diana Ciucă, cea care a jucat foarte bine după ce a înlocuit-o pe Denisa Șandru. 30 de minute, prieteni, în care Rapidul trebuie să se bucure de handbal în fața propriilor fani, așa cum s-a întâmplat pe parcursul acestui sezon al Ligii Campionilor. Ultima întâlnire a rapidistelor cu fanii în această competiție. Gol marcat de Buceschi, 13-18, atac Vipers cu Viachireva, pentru că Nedicova a închis bine acolo culoarul de pătrundere. Gutierrez, Roberts, cu răbdare și apărare atentă. Acesta este punctul de începere al revenirii Rapidului. Extraordinară! Diana Ciucă din nou o închide pe suedeza Roberts. Prima intervenție în această repriză, secundă pentru Ciucă. Foarte bună și prima repriză pentru tânărul portar rapidist. O pasă ce se ducea către Casoma, se cere fault, nu se dă însă nimic din partea arbitrilor din Muntenegru. Roberts forțează. E a treia oară când Albertina Casoma cade acolo pe semicercul advers și arbitrele nu sancționează. Iată pe Casoma care are o discuție cu una din arbitre, Elena Vujačić. Jucătoare cu talie, evident, Albertina Casoma, 1,92 m are. Holman. Polman de către Vade. Închisă bine până acum Estavana Polman. Evident, măsuri luate de cei doi antrenori. Dacă în prima repriză am văzut o atenție sporită îndreptată asupra Anei Viachireva și Polman, este considerată o jucătoare extrem, extrem de periculoasă și a fost teme făcute în apărarea lui Vipers. Canor nu poate să treacă de Ježić. Aruncare de la 9 metri, Polman, Buceschi, Polman, Canor, pleacă în circulație Gutierrez, intră al doilea pivot, Polman pentru Casoma, gol! Marcat de Casoma! Aruncare specială care o învinge pe Catrine Lunde. Pasă așa cum trebuie și o aruncare într-o semi-ntoarcere
Albertina Casoma. Un fel de cârlic. Cârlic. Roberts. Roberts joacă pentru Rapkova, faultată jucătoarea din Cehia. Iată-l în imagine pe Gekstad, urmare antrenor, 55 de ani, spuneam, va merge din sezonul viitor în Danemarca la Odense. Da, niște proiecte destul de interesante se anunță pentru sezonul următor. Odense, prin aducerea lui Gekstad, Icast își anunță și ea intențiile, achiziționând-o pe această Rapkova. Da. Da, să nu uităm că acolo mai este Viborg, care mizează în continuare pe jucătoare din propria academie. Esbjerg, adversara de la ora 17 a CSM-ului. Roberts. Eu trece acolo de Casoma, aruncă în bară. Iachineva. Nu era fault. Una din arbitre, cealaltă nu era convinsă. S-a convins Ježić. Rapkova, în centru Rapkova, Roberts, o pasă direct în aur și o nouă minge câștigată de Rapid în apărare. Hai, nu se poate, 6 goluri diferență la pauză, pot fi 3 dacă vom finaliza cu gol acesta. Polman a încercat să paseze pentru că Casoma nu se mai afla la punctul de întâlnire, Albertina Casoma. Cât de bine s-au organizat în apărare jucătoarele norvegiene în condițiile în care Rapidul a încercat să accelereze puțin faza de atac. Polman din nou, Stavana Polman cu o pasă pentru da, Lopez, continuă Polman din nou, Polman pentru Canor, care aruncă pe centrul porții, nu poate surprinde pe Lunde. O aruncare caracteristică pentru Canor, necadrată însă. Rămâne 14 la 18, scăpăm fără gol. Bara o ajută pe Ciucă. A fost acțiunea Anei Diakireva. Acum din nou Stavana Polman, Canor, Gutierrez, Canor, Polman continuă cu Buceschi, scapă mingea, dar este fault. Aruncare de la 9 metri pentru Rapid. Avem nevoie de o mai mare claritate în joc pentru Stavana Polman, pentru că au fost și în prima repriză câteva pase foarte bune, dar și câteva destul de neinspirate. Polman însă poate să decidă o astfel de partidă, așa cum a făcut-o și în retur cu Grimei. Măcar două minute, dacă nu roșu. După părerea mea, este o acțiune de cartonaș roșu. Să vedem decizia celor două arbitre. Despre asta discută, nu? Doar două minute. N-a avut intensitate intervenția lui Ježić. Am fost jucătoare la HCM Baia Mare, a evoluat cu fosta campioană a României în Liga Campionilor. N-a avut intensitate. A cam avut, s-a dus cu brațul direct pe gâtul lui Canor. În fin. Superioritate pentru Rapid, Canor, o pasă la intercepție, acolo era Diakireva, n-a fost hotărâtă Canor, a oscilat între pasă către extrema stângă Gutierrez sau către pivotul Casoma, a ieșit ceva în mijlocul celor două și acolo era Ana Diakireva. Bun ar fi și jumătate, da? Ce bun ar fi fost un al 15-lea gol, care reducă diferența de pe tabelă și să crească presiunea pe umerii jucătoarelor de la Vipers. Mediclova ieșită puțin din zona sa, Diakireva cu acțiune caracteristică, da. 14 la 19, Diakireva este jucătoarea care reușește să lămurească acțiunea ofensivă și să treacă cu bine Vipers peste inferioritate momentan. Încă un minut de om în plus pentru Rapid. Polman întoarce pentru Buceschi. Ratează de pe extremă Marta Lopez. Prima ratare a Martei Lopez, care a început meciul foarte bine cu două goluri. 7 minute trecute destul de repede din această repriză secundă. O perioadă din meci ce ne dă speranțe în pofida diferenței de pe tabelă.
Jucătorul numărul 8 al Rapidului este în continuare în mare formă și în mare verbă. Suporterii încurajează echipa indiferent de ceea ce se întâmplă pe teren și așa este frumos. Roberts, Biachireva, o depășire, încearcă Biachireva să ia jocul pe cont propriu. Acum se dă fault, așa cum multe faulturi au fost și pentru Rapid în prima repriză, multe din ele nesancționate de cele două arbitre. Nu că ar fi ceva important de reproșat arbitrajului. Biachireva se duce în centru, se descurcă admirabil și acolo, și în extrema dreaptă, și în interul dreaptă, o jucătoare polivalentă, Ana Biachireva. Ca și Roberts. Da. Ai, o pasă destul de delicată dată acolo de Roberts pentru Biachireva. A căutat poarta jucătoarea din Rusia. Și a obținut un lucru foarte important la acest atac, un nou atac lung pentru Vipers, pentru că intraseră deja norvegiencele în amenințare de joc pasiv. Rapkova, Roberts, Rapkova se înalță din centru și n-are cum rata de acolo. Da, o jucătoare completă. Rapkova trecută și pe la Turinger, așadar trecută și sub pregătirea lui Herbert Müller. O jucătoare de ambele faze. Braga Fernandez a intrat în Inter dreapta, combina acum cu Polman, Casoma, Fernandez, Lucescu, Fraga, Lopez, Lucescu, Polman, gol! 7 metri. De ce n-au dat golul, oare? Ca și în prima repriză. Așa mi s-a părut, că mingea a intrat în poartă. A fost în poartă. Este aruncare de la 7 metri pentru apărare în semicerc. Cere și Polman explicații. Da, probabil că a călcat semicercul sau așa au considerat cele două arbitre. Sorina Grozav vine de pe bancă pentru a executa aruncarea de la 7 metri. Rămâne în poartă Lunde. Da, a fost o aruncare căzută. Ar fi putut să lase golul fără probleme cele două arbitre și fără remușcări. Foarte bine s-a descurcat Grozav de la linia de 7 metri în această partidă. Fie că în poarta lui Vipers a fost Linde sau Börjesson. Ceva mai devreme l-am văzut pe Kim Rasmussen având o ședință cu pivoții Rapidului, cei de pe bancă, Ainhoa Hernandez și Lorena Ostase. Kim Rasmussen, pariul președintelui clubului sportiv Rapid, Bogdan Vasiliu, pentru această fază a Ligii Campionilor. Roberts, care în bară scăpăm fără gol și putem veni la 4 goluri din spatele adversarei. Polman, Lucescu, Gutierrez, Fernandez întoarce pentru Casoma, blocată Casoma de Rapkova. N-a avut prin planul foarte exact Casoma, nu s-a mai putut întoarce către poartă pentru a continua faza rapidă a jucătoarelor noastre. Gutierrez, Lucescu, Polman, nevoită să se întoarcă din nou, Lucescu pentru Casoma, 7 metri. O nouă colaborare între Polman și Casoma, de această dată încheiată cu o aruncare de la 7 metri. O nouă șansă pentru Grozav să își facă simțită prezența la linia de 7. Procentaj maxim pentru Sorina Grozav. Au! Lob superb gândit de Sorina. Peste, extrem de experimentat Alinde. 16-20, minutul 10. Asta cu siguranță o va înfuria pe Catrine Lunde. Da. Da, vedem. Are Lunde acest gen de evoluții. Poți să juri că nu este în zi și apoi închide poarta într-un mod extrem de decis. Valedal a intrat, acum aruncare de la 9 metri. Ciapcet pivotul folosit în atac de Gegstad. Valedal, foarte multe soluții pentru norvegianul de pe banca lui Vipers. A intrat și Sersia, Fantuzoica în inter dreapta. Rapkova aruncă, foarte bun blocajul Albertinei Casoma. Atac pe faza a doua la Rapidului. Polman,
pentru Buceschi, doar ce Buceschi pentru Polmar, vine la susținere Gutierrez, dar preferă o aruncare spre poartă Polman, nefructificată însă. A mers pe inspirație Lunde mai devreme, Sersian, Iarapcova blocată de Fraga, Sersian. Iarapcova vine din nou în centru, o pune jos Casoma, aruncare de la 9 metri. Foarte mai bine în apărare în repriza a doua Rapidul. Nu mai pare o dominare, o siguranță atât de evidentă a lui Vipers. Diachire va odihnit în aceste momente și înlocuită cu Ocean Sersian. Campioană olimpică, vicecampioană mondială și europeană și au un palmares bogat la nivel de echipă națională. Și venită de la Crim să joace, dar a fost transferată, a fost transferată înaintea Anei Diachireva. Între timp este time-out pe care l-a cerut Ole Gustav Fiecștar. Reamintim de la ora 17. Va fi cu adevărat un super match live. Bucură-te de super fotbal. Superbet, go super. The shot. No. So we should move. I go in and out, no. So she doesn't, yeah, go high. Yeah. You go in, then you go out, and the clean pass is the right time, then you go. But after that, it's about having a speed on it, and I want you more away from okay. The center. Yeah. You have to move more. Okay. Yeah. Hi, come on. Vă vorbeam pe parcursul primei reprize despre schimbarea de antrenor de la Vipers, de plecarea lui Gekstad și de rămânerea pe banca tehnică a lui Hlavati, cel care nu va beneficia de o putere totală pentru că i-a fost promis un dublaj, un antrenor norvegian care să aibă atribuții egale. Este adevărat faptul că nu are experiență ca principal acest Hlavati, dar nu degeaba a trecut atâtea sezoane prin handbalul din Rusia sau prin cel maghiar. Sersian întoarce pentru Iarapcova, Iarapcova pentru Vale, Dal și gol înscris de Sersian. Primul din meci pentru jucătoarea din Hexagon. Fraga, Polman. Fraga, Fernandez, Stavana Polman și Eliza Buceschi formează linia de 9 metri a Rapidului. Continuă cu Casoma pe pivot. Fernandez, Buceschi, Fraga, Polman. Fraga, Polman, nu poate pătrunde. Faultată de Sersian, 9 metri. Tot timpul are om în față Stavana Polman. Foarte bine se apără la ea jucătoarele norvegiene. Acesta este și motivul pentru care nu a strălucit foarte mult Polman în această după-amiază, dar foarte bine au strălucit atacul Rapidului la faza precedentă. 17-21. Foarte bine și a apărat colțul Ciucă mai devreme. Și parcă s-a răzbunat mingea pe cele două arbitre. Mingea din Ciucă i-a venit direct în fața uneia dintre arbitre, o fază hilară. Se mai întâmplă. Poate vom avea pe această reloare poc. S-ar fi dat eliminare de 2 minute, da. Eliminare la bară pentru că mingile în față sunt foarte sancționate în prezentul handbalistic. Polman acum pentru Bulceschi, Fernandez. Fernandez, Buceschi, Fernandez, Polman, vine la susținere și primește Marta Lopez această pasă. Buceschi a încercat să joace pentru Casoma. Ce fază ar fi fost dacă s-ar fi terminat cu gol mai devreme pe lângă poartă. A aruncat la faza precedentă Valedal. Rămâne 17-21. Din ce în ce mai bine se face auzită galeria rapidistă. Oh. Care peste mai devreme Gutierrez. Are de multe ori Lunde acest efect asupra adversarilor, să le hipnotizeze pur și simplu, să le forțeze să își ducă procedeele la limită.
Așa a forțat și Gutierrez mai devreme, ceva mai devreme în meci, parcă în repriza a doua la început. Marta Lopez a ratat și ea, a aruncat în bară. Valedal, via Hire, va Dal, a intrat pe Dianu, care revine și o faultează pe Dal. 9 metri, aici accept. Trebuie să creadă în continuare în revenire fetele Rapidului. Ar fi un rezultat uluitor în fața dublei campioane a Europei. Naes trebuie să rateze și ea, dar nu o face de această dată. Nu prea știe Naes să rateze din acele situații. 17-22. Time out transpusă. Ai senzația că Rapidul joacă ceva mai bine în repriza a doua, dar deocamdată Vipers interzice o revenire de vis. We have to keep our things. We told when Vakiva has it, don't steal the ball. Stay out, okay? Then we take outside because we Diana have good control on that outside. In the offense, now they have the bigger players. So now we need some more isolation. 108 or Rapid where we get the move, but especially where we can come in and attack or attack here. Where we have our line players maybe moving below, okay? So we get them moving. Now they are big, so now we go. If they change again, then we go more direct. Indiferent ce se va întâmpla, să ai de două ori campioana Europei la București, o dată să o bați prin CSM București, altă dată să joci multă vreme de la egal la egal cu ea prin Rapid, e un lucru important pentru handbalul din România la nivel de club. Am putea să o includem aici și pe Gheorghe, care a dominat handbalul european sezoane la rând învinsă de Rapid în actuala ediție a Ligii Campionilor. Bine, aici Gheorghe nu mai este ce a fost, cu mici atacul Rapidului nu a mai funcționat mai devreme. Ce depășire a făcut Diachire, mă. Ce depășire uluitoare și reușește să marcheze. Din nou 6 goluri avans pentru Vipers, rezultatul de la pauză. Olman așteaptă Hernandez. Hernandez primește. Marta Lopez exact acolo unde se afla Lunde, aruncat poate să fie păcărită de multe ori Lunde. Ce ai făcut, Sorina? Enervată pe Lunde. Glumim, desigur. Două ratări consecutive ale jucătoarelor Rapidului. Nu au fost nici cele mai fericite aruncări la Lunde, care are nevoie de foarte mult timp pentru a ieși în evidență. Diachireva întoarce pentru Sersien. Diachireva, Vale Dal, Diachireva, Dal, Sersien, amenințarea de pasiv pe acest atac, o nouă fază ofensivă lămurită de Diachireva. Șapte goluri pentru Vipers. Am trecut de jumătatea reprizei a doua, așa este. Puține soluții pentru Rapid. Au încercat să joace și mai repede, nu le-au surprins în apărare pe norvegiene. Au încercat să-și pună în valoare armele. 7-6 plus de Rasmussen. Da. Doi pivoți, Ostase și Hernandez. Puneam Rapidul cu 10 victorii în această ediție a Ligii Campionilor pe teren propriu. Nici o înfrângere. Holman, Buceschi, Gutierrez pe lângă poartă. Ce în ce mai multe atacuri ratate de rapidiste. Fie că apără Lunde, fie că nu sunt cadrate aruncările. 17-24. Cu 13 minute rămase de joc din această primă manșă a sferturilor Ligii Campionilor. Diachireva, Dal, una pasă pentru Naes, care înscrie. Crește diferența de scor, scad șansele de rapidistelor de a mai reduce din diferență până la final. În continuare, doi pivoți și 7-6. Polman, Fraga, Badea, Fraga, Polman, Buceschi, Gutierrez, are culoar și marchează.
Jennifer Gutierrez, viitoarea jucătoare a CSM-ului, a fost ape destul de agitate în momentul în care a fost anunțat transferul Jennifer Gutierrez la rivala CSM, dar de atunci până acum Gutierrez și-a făcut treaba pentru Rapid. Așa se întâmplă în handbal, transferurile sunt anunțate în timp, dar jucătorii nu fac rabat de la efort pentru echipa unde evoluează. Yahireva, Sersian. A un tăvălug a pătruns Sersian mai devreme. 18-26. Câtă dorință are această jucătoare din Franța de a ieși în prim plan în condițiile în care pe postul său sau în fața ei joacă cel mai bun inter dreapta din lume, Ana Yahireva. Holman, Fraga, depășire frumoasă și gol. Puțină șansă, dar evident mereu e nevoie de șansă peste. Mai devreme Ježić. 19-26. Indiferent ce s-ar întâmpla în acest sfert de finală, rămâne Rapidul cu un parcurs foarte, foarte bun în Liga Campionilor. Un punct de plecare, sperăm, spre evoluții din ce în ce mai bune în competiția supremă între cluburi. În campionat, Rapidul în acest moment este pe locul al doilea în luptă cu Bistrița pentru această poziție. Iată pe Polman, gol marcat de Eliza Buceschi. Rapidul speră la un wildcard pentru sezonul viitor al Ligii Campionilor. Da, cu Bistrița va juca pe 7 mai în campionat. Rapidul a învins și în partida tur la o diferență destul de concludentă. În fața propriilor fani, evident, Rapidul este favorită în fața Bistriței. Mai are de jucat cu CSM Galați, cu Brăila și cu Mioveni până la încheierea acestui sezon din Liga Florilor. Yahireva, ce pas a dat pentru Naes, Dal scoate Chandru. Fraga, Polman revine. Tot 7-6, joacă în continuare Kim Rasmussen. N-au greșit rapidistele. Asta e un lucru bun, n-au luat goluri de la distanță. Ceva mai devreme Ježić a ratat de la centrul terenului. Buceschi, Corșoș, Boltă, gol! Dorina Corșoș! Și ea câștigătoare de Liga Campionilor cu Ghior. Are chiar 3 trofee, 2013, 2014, 2015. A prins acea serie. Primele. Da, a prins acea serie. După cele 8 finale ratate de Ghior. Din păcate pentru Corșoș și-a urmat o perioadă destul de lungă de inactivitate din cauza unei accidentări, dar ajungând să evolueze la Metzingen, la Debrecen. În 2022 venită Dorina Corșoș la Rapid în căutarea performanțelor de altă dată. E Rapcova odihnită în continuare. Yahireva joacă centru cu Sersian acum. Dal extraordinară! Parada de Elisei Chandru! Fabulos! Excelentă intervenție a Denisei Chandru. Încă 8 minute. Hai Rapidul. Polman, Fraga, eliberă, badea! Forțare. Limite de repede drumul la minge până la Sersian. Destul de ușor este și ținută Sersian. Frumos spectacolul oferit de galerie. Galeria care este în peluza în spatele porții lui Lunde, dar este acompaniată de toată sala. Sold out la acest match. Nu mai e o știre, da. Gol marcat de Yahireva, 21-27. Plus 6 pentru Vipers, care stă la această diferență de scor, ce îi asigură un retur puțin mai liniștit. Vipers Rapid, returul acestui sfert de finală va fi sâmbătă viitoare de la ora 17 pe Digi Sport 1. A scris Polman, 22-27.
Popa, Sersia, Roberts, mutat în Inter stânga acum via Chireva, dar este timeout-ul pe care îl cere Gheckstad. Nu uitați, de la ora 17, Esbjerg, CSM București, în direct pe Digisport 4. Dominat sonor, da, de galeria Rapidului, care probabil va termina, mă refer la galerie, din nou aplaudată de jucătoarele adverse și de antrenor, așa cum s-a întâmplat și cu Agici sau cu cine a mai fost primul, nu? Este o atmosferă aparte. Boiana Popovici. Este clar o atmosferă și Boiana Popovici vine din Muntenegru și acolo, da, atmosfera poate să fie extrem de încărcată de pentru adversari. A scos și Andru, dar se supără pentru că repunerea va fi, da, de la din lateral pentru Vipers. Iahireva, a pătrunde Roberts, faultată, joc reluată la 9 metri. Cel mai bun Inter stânga la turneul olimpic de la Tokyo, această Yamina Roberts. Ca să completăm informațiile despre această linie de 9 metri a lui Vipers, de o calitate foarte, foarte mare, și dacă Rapidul va părăsi această competiție, va părăsi clar după o dublă confruntare cu o echipă foarte, foarte, foarte bună. Polman, Canor, Kuceski, Polman din nou pentru Canor, combina cele două, Polman pe zonă centrală, nu găsește culoarul, pasează pentru Canor care aruncă peste poartă. Canor își va aștepta sora din vară, va veni și sora sa geamănă de la MES, Laura Canor. Laura Canor, da, joacă în extrema stângă. Da, va fi înlocuitoare pentru Gutierrez. Ierapova, Roberts, Iahireva, din nou cea mai bună linie de 9 metri folosită de Gheckstad, aproape de intercepție rapidistele. Din nou aruncare de la 9 metri a cerut Kim Rasmus în pași. Da, practic pivotul este singurul post vulnerabil la Vipers în condițiile în care s-a accidentat Itereng, apoi Debelic, jucătoarea croată, a rămas însărcinată și a fost, iată, postul a fost completat cu Katarina Ježić, luată așa, pe sus, la ofertă, da, de la Castamonu, așa cum Rapidul a luat-o pe Zenaide Carlos, tot de la Castamonu, aruncă via Chireva peste poartă. Așadar, este al treilea meci pe care Ježić îl joacă în acest sezon împotriva Rapidului. Ce păcat, ce ratare! Ainhoa Hernandez, exact în momentul în care prin fața noastră trecea Oana Manea, fostul pivot al Rapidului, al CSM-ului, al României, mai presus de toate. Al Chimului. Strigam gol acum dacă era Oana Manea, da, în locul Ainhoa Hernandez. Da, o fază care nu începuse bine, a fost o greșeală, până la urmă mingea cu noroc revenise la Eliza Buceschi și apoi Ainhoa Hernandez a oferit mingea suporterilor. 4 minute rămase din ultimul meciu ca Rapid pe teren propriu, actuala ediție a Ligii Campionilor NAES pentru Roberts. Rapcova așteaptă și primește
Viahireva pentru Roberts. Roberts din nou și eliberează brațul și frumos aruncă peste Șandru. Da, e un meci pe care jucătoarele Rapidului îl pierd. Nu este evident un capăt de țară în condițiile în care au avut un sezon excepțional în Europa. Canor, Polman. Badea! Ce gol frumos reușește Alexandra Badea. Nu trebuie să le pară rău nici jucătoarelor, nici suporterilor. Este un sezon pe care Rapidul poate construi mai departe. O creștere sănătoasă, Severin, pentru că am mai văzut proiecte meteorice de-a lungul timpului și dacă proiectul va fi crescut cu migală, cu siguranță Rapidul va avea șanse să ajungă și în Final Four-ul de la Budapesta. Să nu uităm că Ferencvaros, de exemplu, n-a ajuns niciodată acolo și nici nu va ajunge, și nici nu ajunge în acest sezon, da, cel mai probabil. 3 minute. Polman, Canor, Corșoș, Canor, Polman, Buceschi, pătrunde, apără Lunde. Ce portar fabulos, Catrine Lunde, 43 de ani. Vă vine sau nu să credeți? A fost colegă cu Narcisa Lecușanu, pe care am văzut-o în tribună. Gol! Super! Marcat de Polman! Reușește Jezic să marcheze la rândul său de la centrul terenului. Vărzaru a fost Lunde, colegă de asemenea, la Viborg. Te-am zis, a lăsat ceva generații în urmă, da. Catrine Lunde. Cu Brădeanu și Spiridon la Ghior. Da. Declara că a fost motivată de Herem și de Löke. Alte două jucătoare ce au adunat foarte multă experiență în spate. Cele trei au pus la cale o prezență la turneul olimpic de la Paris. Badea înscrie din nou de pe extremă. 25-29. Două minute rămase. Printre altele. În care putem să ascultăm această atmosferă superbă făcută de fani. Printre altele, Lunde are 6 ligi ale campionilor câștigate, dublă campioană olimpică, de 2 ori campioană mondială, de 5 ori campioană europeană, nu, de 6 ori. Severin, plus 4 pe tabelă, tribuna în continuare în picioare, cântă, este clar că despărțirea dintre fani și rapidiste va fi frumoasă în pofida înfrângerii. O înfrângere, cum să-i spunem, dulce amară. Mai este un meci de jucat. Gol marcat de Viahireva. Nici până nu știm cum să luăm această înfrângere. Până una alta, este o înfrângere în fața celei mai bune echipe din Europa în ultimele două sezoane, o echipă care a dominat Liga Campionilor. Iar Rapidul, să nu uităm, revine în Europa sau a revenit în Europa în acest sezon după 16 ani în care a evoluat multă vreme și în Liga Secundă. Polman încearcă pentru Ainhoa Hernandez, care era în semicerc. Ultimele 30 de secunde și atacul lui Vipers. Să nu uităm că și Vipers a construit cu Migala această echipă care, iată, a câștigat ultimele două ediții ale Ligii Campionilor. A fost nevoie ca să vină acest Ole Gustav Ekstad pentru a pune lucrurile la punct. Viahireva, probabil ultimul meci pentru Vipers, ultimul gol pentru Vipers, 31-25, și este chiar ultimul gol al meciului. Victorie Vipers la 6 goluri diferență.
Da, trebuie să depășim această înfrângere. Mari cu siguranță au depășit înfrângerea. Da, 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 și le felicită în continuare pe, le felicită pe fete și le vor aștepta să cânte împreună cu ele momentul special al publicului și al fetelor de la Rapid. Trebuie să țină capul sus fetele de la Rapid. Au avut un sezon excepțional. De multe ori au fost, au luptat de la egal la egal și cu Vipers, Kristiansand și cu siguranță, din punct de vedere al încrederii, fetele de la Rapid au demonstrat multe și vor demonstra în continuare în sezoanele care vor veni. A fost o călătorie fantastică, o călătorie inimaginabilă a rapidistelor în această ediție a Ligii Campionilor. Va fi returul de la Vipers, apoi ne vom revedea, sperăm, cu Rapidul în Liga Campionilor și în sezonul viitor. Povestea continuă. Evident, povestea continuă, un nou episod din Rapid Vipers sâmbătă viitoare de la ora 17 pe Digi Sport 1. Severin Călinescu, Ion Cațichi, vă mulțumesc. Seara bună, să aveți, la revedere.